Serviciul județean de ambulanță Mehedinți va scăpa de vechituri. 33 din autosanitarele care populează parcul auto vor fi casate și vor părăsi curtea unității pe roți sau făcute bucăți. Toate aceste ambulanțe, unele dintre ele extrem de vechi, unele achiziționate prin donații sau chiar de Ministerul Sănătății, vor fi casate. După aceea vor apuca cu toatele drumul fierului vechi sau acela al licitațiilor. Au funcționat unele chiar peste 20 de ani și sunt mașini de producție și internă și producție străină, ce care le-am primit donație de la englez. Ele și-au îndeplinit norma de funcționare și, ajungând la un anumit număr de kilometri și de ani, nu mai prezintă siguranță în circulație. 4 din cele 33 de salvări au fost deja donate Spitalului Județean și unei protoierii. Restul vor fi scoase la licitație, iar dacă nu vor exista cumpărători, vor fi dezmembrate și vândute la centrele de colectare a fierului vechi. Astfel vor fi valorificate, iar banii vor intra în bugetul Serviciului Județean de Ambulanță. Am donat 2 către o protoierie și 2 către Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin. Și pot să se mai prezinte, v-am spus, alte instituții publice care au nevoie. În prezent, medicii de aici dispun de 21 de vehicule în stare bună de funcționare, care corespund din punct de vedere tehnic. Totuși ar fi necesare 35 pentru ca instituția să-și poată desfășura activitatea în condiții optime.